direct dintr-un tesaract. Știrile de la ora 4. Bun venit la știri! Nu băgați în seamă că ceea ce spun nu se potrivește cu imaginea. Astăzi, Microsoft vrea să fie vândute 1 miliard de console din generația următoare, iar Peter Molyneux ar putea fi diavolul. Dar mai întâi... Robert Bowling, fostul community manager al Infinity Ward, a primit recent o surpriză nu tocmai plăcută la studioul său nou înființat, Robotoki. Mai exact, o unitate de polițiști înarmați au dat buzna în studio și au început să percheziționeze locul și să amenințe cu armele ceva. În timp ce l-au reținut și pe Bowling, fiind cam singurul din studio la acea oră. Care a fost cauza și care a fost acel ceva? Se pare că doar ce a fost instalat în studio un sistem de panică, care la apăsarea unui singur buton ar fi trimis un apel de urgență până la poliție. Iar înainte de a pleca acasă, câțiva angajați au decis să vadă dacă butonul funcționează, dar fără a spune și celor care au rămas la birou. Rezultatul a fost că poliția a dat buzna în clădire și erau pe cale să împuște manechinul lui Ghost din Modern Warfare 2, pe care cineva a crezut că era o idee bună să-l pună în fața geamului. Un manechin destul de realist al unui individ înarmat și cu cagulă la fereastră. Un astfel de incident nu s-a mai întâmplat de când un grup de aventurieri a atacat sediul Blizzard crezând că statuia acelui orc de acolo este semnul unei invazii iminente. Yusuf Mehdi, vicepreședinte al diviziei de Interactive Entertainment de la Microsoft, a declarat recent că se așteaptă ca în următorii ani consola Xbox 360 să treacă de 100 de milioane de unități vândute, ceea ce înseamnă că ar trebui să vândă încă 25 de milioane de unități în timp ce Xbox One se va afla pe piață. Declarația sa a fost considerată a fi logică și rațională, deoarece Xbox 360 are ceva ce lui Xbox One îi lipsește, statutul de consolă de jocuri. Totuși, Mehdi a ținut să continue declarația, spunând că se așteaptă ca vânzările combinate a consolelor din generația următoare să se apropie de 1 miliard de unități. Această parte din declarația sa nu a fost primită la fel de bine. În mare parte pentru că, la un loc, în toată istoria lor, consolele nu au vândut în totalitate 1 miliard de exemplare, ci doar 800 de milioane. Așteptarea ca numai această generație să întreacă această cifră pare puțin cam ridicolă, în special că anteriorul campion al cursei pentru cea mai vândută consolă are acum un succesor ce se vinde foarte, foarte greu. Iar celelalte două console își vor canibaliza din nou vânzările între ele. Dintr-o anumită perspectivă, ar părea aproape de parcă declarația lui Mehdi nu are niciun fel de tangență cu realitatea. Ceva ușor de înțeles, din moment ce nimic de la Microsoft referitor la consola Xbox One nu pare să aibă vreun fel de tangență cu realitatea sau măcar cu ceea ce au spus chiar ei despre propria lor consolă. Pentru că de la o zi la alta, funcțiile sale sunt într-o constantă stare de flux. Cam ca experimentul pisicii lui Schrödinger. Numai că în loc de o pisică moartă sau vie, este o consolă care fie este de jocuri, fie nu va fi cumpărată de nimeni. Peter Molyneux a dezvăluit în cele din urmă ce se afla în cub, statutul de zeitate supremă în Godus. Alături de capacitatea de a stabili după ce reguli se va juca Godus, precum și parte din profitul generat de acest titlu. Onoarea de a fi zeu este însă doar una temporară.
Peter Molyneux intenționând ca zeitatea să fie schimbată cu o anumită frecvență ce nu a fost determinată încă. Cert este că viața oricărui individ va deveni un zeu în Godus nu va fi niciodată aceeași, după cum a spus și Peter Molyneux. Nu-ți urâde ideea de a fi un zeu în acest joc, de a aduna bogății din fiecare bănuț făcut pe acest joc, de a decide tu care sunt regulile după care toată lumea va trebui să joace, vei avea bani, vei avea faimă, vei avea putere. Tot ce trebuie să faci este să semnezi aici și nu băga în seamă partea legată de sufletul tău. Și nu-ți face griji de nimic, postul este temporar, dar destul de îndelungat încât să-ți poată schimba complet viața. Haide, semnează, știi că vrei să ai totul, ți le pot oferi pe toate, doar semnează contractul. Punem punct aici aceste ediții. Ne revedem la ora 5 pentru mai multe știri. După reclame, Arkane Studios pare să lucreze acum la Prey 2. Numai că în loc să fie o continuare pentru unul dintre cele mai amânate jocuri din istorie, sau să aibă în rolul principal pe vărul hipster a unui inamic neînsemnat din primul nivel al unui joc Max Payne, Prey 2 ar putea lua forma unui joc System Shock. La apariția acestui zvon, instantaneu, Bethesda și Arkane au câștigat internetul.